Bună seara tuturor! Mă bucur tare mult că ne onorați cu prezența în cadrul Instituției Publice de Cultură, Biblioteca Județeană Via Urechea, care în mai puțin de o lună va împlini frumoasa vârstă de 125 de ani. Și mai plăcută este această întâlnire din această zi, din această seară, pentru faptul că o am anfitrioană, să se numesc, pe prietena mea și a instituției, pe doamna Aurelia Grosu, pe care vreau, ca să-i stingem din emoții, haideți să o aplaudăm că merită. Și Dumnezeu este ca de obicei, dar astăzi mai mult cu noi, fiindcă ne binecuvântează să ne desfășurăm această activitate într-o frumoasă zi sfântă, Sfânta Cuvioasa Paraschiva. De aceea am ales să programăm, să planificăm această activitate. Astăzi, miercuri 14 octombrie, de Cuvioasa Paraschiva și să lansăm cel de-al treilea volum a doamnei Aurelia Grosu. Și așa cum este o cutumă, o regulă la noi la bibliotecă, dați-mi voi să reamintesc pe cine am în dreapta mea, pe doamna Aurelia Grosu. Este născută în 8 mai 1900 și ceva, în localitatea Măcin, județul Tulcea. Este absolvent al liceului pedagogic Costache Negri din Galați, secția învățătoare. Aceasta se întâmpla, nici ea nu mai ține minte, între 1972-1977. Este absolvent al cursului de acreditare pentru clasa pregătitoare și o întâlnim profesor primar la Casa 1-4 din anul 2011. Din activitatea socio-profesională voi spicui câteva elemente. De peste 35 de ani este cadru didactic la mai multe școli din Galați, între care e număr Școala Gimnazială Petrețuțea, Școala Gimnazială Nichita Stănescu, Școala Gimnazială numărul 31 Gheorghe Munteanu, Școala Gimnazială Mihai Sadoveanu, Școala Gimnazială Specială Emil Gârleanu. A scris numeroase articole de specialitate în revista cadrelor didactice Școala Grățeană. A scos revista Școala Părinților, Școala Gimnazială numărul 31, o revistă în care a urmărit diverse teme pentru întrajutorarea părinților, copiilor din clasele 1-4, în vederea optimizării procesului de integrare a copiilor în școală, cât și pentru o supraveghere mai atentă a acestora acasă în familie. Aceasta se întâmpla între anul 2006-2007. O întâlnim titular apoi la Școala Gimnazială Specială în Milano din anul 2007. Înființează revista Pași spre viitor, revista Școlii Gimnaziale Speciale Emil Gârleanu, colaborează la mai multe ONG-uri, între care amintesc Fundația Inimă de Copil, Fundația Bethesda și apoi profesor primar la Școala Gimnazială Mihai Sadoveanu din septembrie 2011. Este fondatoarea proiectului Copiii Ajută Copii, între elevii Școlii Gimnaziale Speciale Emil Gârleanu, Școala Gimnazială numărul 10 și Școala Gimnazială numărul 11. Așa cum spuneam de la început, dumneaei, de fiecare dată, a ținut să vină să-și lanseze orice lucrare pe care a scris-o și la care ține foarte mult. Lucrări inspirate atât din viața profesională cât și din cea personală. Lucrări deosebite pe care noi le-am apreciat și le apreciem în continuare. În colecțiile bibliotecii sunt deja două volume. Primul este mai puternic decât crezi, dacă eu am putut, poți și tu. Logic, corect. Apărut la București Self-Publishing în 2013, lansat în decembrie 2013 la noi. Al doilea volum, Picături de suflet, în contul înțelepciunii tale. De altfel, toate cărțile sunt acei în fața noastră, expuse ca să le vedeți. Iar astăzi vine și prezintă volumul Educă-mă cu viziune. Eu îi doresc o felicit și doresc mult succes, putere de creație în continuare și aplauzele dumneavoastră să o încurajăm. Mulțumesc! E o sensibilă, o cunoașteți că de-aia are atât de mulți prieteni și real și virtual și acolo excelează Aurelia. Dar ca să nu lungesc vorba, o să invit pe colega mea, Leonica Roman, să ne spună de fapt, să recenzeze cartea ultimă despre care am vorbit. Poftim, doamne!
Cunoscută de cadrul didactic, cu o depinere considerabilă, doamna învățătoare Aurelia Grosu ne dezvăluie o altă latură a domniei sale, aceea de scriitoare de cărți motivaționale. Viața nu i-a fost ușoară, însă experiențele acumulate de-a lungul timpului i-au șlefuit sufletul sensibil și au făcut-o mai puternică. După o copilărie nefericită și o viață de adult cu multe dezamăgiri, a învățat lecția iubirii, a învățat să iubească pe Dumnezeu și pe semeni. Acest lucru îl arată în prima sa parte, apărută în anul 2013, cu titlul Ești mai puternic decât crezi. În anul 2014, publică cea de-a doua parte, intitulată Picături de suflet în contul înțelepciunii tale. O culegere de articole scrise în colaborare cu 24 de persoane. Este un volum despre iubire și iertare, arătând că iertarea este cea care aduce fericirea. Anul acesta a apărut de sub lumina tiparului cea de-a treia lucrare a doamnei Aurelia Grosu, intitulată Educă-mă cu viziune. Lucrarea a fost scrisă împreună cu 14 colaboratori care activează în domenii diferite de activitate. Această antologie de articole motivaționale se dorește a fi utilă pentru a putea face posibilă, citez, deschiderea ochilor să vadă, a urechilor să audă și a inimilor să simtă, după cum afirma însăși autoarea. Articolele descriu crâmpeie de viață împletite cu sfaturi despre formare și dezvoltare, despre o educație în viziune creștină. Uneori, sfaturile sunt descrise prin prisma unui specialist, fie el psiholog, cadru didactic sau coach de dezvoltare personală, fie din postura de părinte. Fiecare articol prezintă o temă, o situație, având un titlu reprezentativ, fiind precedat de un motto sugestiv. Lucrarea Educă-mă cu viziune a fost creată, citez, ca un îndrumar pentru generațiile actuale și viitoare ale părinților, deoarece singura speranță pentru viitorul copiilor sunt părinții. Dați-mi voie să vă adresez felicitări, stimată doamna Aurelia Grosu, pentru cea de-a treia lucrare lansată în cadrul acestei ediții speciale a Salonului Literar Axis Libri și urări de putere creativă literară în continuare, iar pe dumneavoastră, auditorul, vă invit la lectură. Așa obișnim noi la bibliotecă să citim cărțile pe care le lansăm aici și cred că este un lucru bun. Vreau să vă spun că săptămâna trecută, în același format, în aceeași sală, am avut onoarea să-l primim pe academicianul, pe prozatorul de factură de talie europeană, Nicolae Beban. A lansat două volume de valoare mare, o să auziți despre ele, Ultima cale și Jocul și fuga. Și ECO a mers până la București. A doua zi a lansat într-un cadru cu specialiști. Când spun specialiști, mă gândesc la scriitori de marca ai țării, cu istorici, cu critici literari, și a ținut să le precizeze la cei de acolo. A întâlnit la grați oameni care, într-adevăr, iubesc cartea, oameni care sunt cu aplicație și cu articulație serioasă pentru cultură, lucru care dumneavoastră l-a întâlnit doar, a spus în saloanele de la Paris. Oricum, ăsta nu poate decât să ne mândrească pe noi cei care trăim în municipiul Galați, în acest oraș atât de frumos, dar nou, orașul Teilor, unde este orașul cu cea mai lungă stradă cu tei din Europa și poate din lume, orașul binecuvântat de Dumnezeu cu fluviul biblic Dunărea. Acum, dați-mi voie să-i mânez o diplomă de excelență, Aurelie. O merită din plus, o vă rugăm să o felicităm. Dacă ți-au trecut emoțiile, te-aș invita să ne spui câteva cuvinte în ce a constat laboratorul de creație pentru că ai scris a treia carte și dacă te, știu eu, mai ai o provocare pentru a crea o filmă. Generozitate pentru lecțiile am venit aici, am ascuns fără niciun fel de probleme și legătura mea este foarte puternică cu Leonica, pentru că Leonica este, deci m-a făcut efectiv să plâng, deci mi se noadă lacrimile și acum. Efectiv, când vin aici și o ascult, pentru că de fapt ea este prima care citește cartea și atunci când începe să vorbească, eu zic, ia să vedem ce a scris.
pentru că ea chiar acum a făcut-o chiar cu inima ai făcut-o, nu știu, dacă ai ajuns până la gâtul meu, îți mulțumesc tare mult. Sunt foarte emoționată de câteva zile, nu știu de ce, probabil pentru că am ales un subiect atât de sensibil, probabil pentru că subiectul vine dintr-o viață, într-adevăr, cum a zis Leonica, o viață grea și nu m-am pregătit să vă vorbesc, chiar deloc. În schimb, am să vă spun exact ce vine acum în memorie. Cartea a treia a venit după lansarea celei de-a doua, Picături de suflet în contul înțelepciunii tale, când a fost o atmosferă foarte frumoasă aici, de unire, pentru că erau mulți care scriseseră în cartea aceea. Și când am ajuns acasă, în singurătatea mea, am simțit un gol. Asta e povestea cărții a treia, deci. Am simțit un gol și am zis, ești dacă ce ai făcut important. Ai lansat-o a doua carte. Și care ar fi rostul tău pe pământ mai departe? Ce la care ai lansat o carte? Mai lașau. Da. Am avut un gol la Ultric și am zis, acum care mai este drumul meu? Bun, am scris o carte, două, ce mai fac mai departe? Și peste două zile m-am trezit din somn și mi-a răsunat în minte cuvintele educație cu viziune, educă cu viziune, practic a fost prima dată, educă cu viziune, după aceea s-a schimbat pentru că cineva pe Facebook mi-a spus că nu e corect educă cu viziune și nu găseam niciun termen care să se potrivească, că educă cu nu prea se potrivească și celălalt cuvânt. Și atunci am zis, nu am niciun fiind în cap nimic să schimb. Cum să schimb? Îmi duceam și la cacofonie un pic. Da, da, exact. Dar nu eram conștientă. Nu. M-au făcut conștienți alții. Și am zis, nu știu. Și am lăsat așa, nu știu, nu știu. Și la un moment dat eram în autobuz, în drum spre școală și odată mi-a venit în cap, educă-mă cu viziune. Am dat imediat telefon la cea care mi-a făcut grupul pe Facebook și i-am spus, acum, te rog frumos, fă schimbarea pentru că după aceea uit și mă iau cu altele și a făcut schimbarea. Și cred că este frumos titlul pentru că copilul pare să-ți spună, măi, tată și mamă, educă-mă cu viziune, cam asta a vrut să fie cartea. Cum ar vrea copilul să-i spună mamei și tatei să fie educat într-un stil deosebit, într-un stil de calitate, într-o echipă de succes, mama cu tata, sunt anti-divorț, sunt pentru familii, sunt pentru creșterea copilului de ambii părinții. Mi-am format o filozofie citind atât de multe cărți pentru documentare și consider că un copil crescut corect este un copil crescut într-o familie frumoasă și armonioasă între mamă și tată. Și nu uita de credință. Da. Și mi-a zis că să nu uit de credință. Și într-o familie credincioasă, nu? Corect. De ce spunem familie credincioasă? Pentru că o familie credincioasă are valori morale. Și pe spirituale. Pe când, da, o familie creștină are și valori morale, are și o coloană vertebrală morală solidă. Și atunci e normal că și copilul acela va avea și va lua modelul părinților. Noi am fost crescut greșit. Eu personal, mai vedeți, mai vin. Da. Noi, iubește-vă. Noi, și eu iubesc pe ei. Da, noi am fost crescuți într-o generație comunistă în care nici și părinții noștri nu aveau cunoștințe, așa cum avem noi astăzi, cunoștințe vaste despre creșterea copilului și am simțit nevoia să spun generațiilor care vin după mine să punem stop și să începem să creștem copii în cunoștință de cauză și nu să-i facem la întâmplare. Și să îi creștem așa, oricum. Nu. Sunt niște lucruri foarte clare scrise acolo. Este o
binecuvântare. E foarte simplă cartea, dar dacă stai și le aduni pe toate ca niște matele în mintea ta, să vedeți câte lucruri v-ar putea influența în creșterea copiilor. Această carte se dorește a fi, de fapt, pentru bunici, pentru mămici, pentru tătici, pentru bone, pentru profesori, pentru educatori, pentru toată lumea care crește copilul. Am făcut-o cu inima, am făcut-o cu dragoste, i-am dedicat-o pe a treia, nepoțelului meu, care n-am avut ocazia să-l creștem împreună pentru că a plecat cu părinții în Malta. Am dedicat această carte, vreau să spun numele întreg, lui Sorin Nicodimescu, nepotul meu, după băiatul meu, de la băiatul meu. V-aș spune o povestioară despre el. Prima dată le-am spus așa părinților, îmi dați voie să îi pun poza în carte lui Sorin? Și eu am spus, da, nu avem nicio problemă. La două zile îmi spune, măi, dar stați puțin, noi nu l-am întrebat pe el. Bineînțeles că Sorin a spus nu. Iar el este aici, pe masă, pentru că... Da, după aceea când a văzut cartea și am trimis-o mamei pe e-mail, a zis, ok, ok. Influență și ok, bunica, ok, nu? Da, ok, ok. Adică, da, bine, bine. Da, da, da. Și cred că următorul proiect va fi pentru strănepoții mei, ca să avem așa o continuitate. Pentru că, na, dacă... Îți propui să trăiești... Da, păi cam vreo 120, zic că e suficient. 125 cât biblioteca. Anca Călugărul, prietena mea de 17 ani, de acum 18, mi-a luat un interviu și îmi spunea, zice, păi ne vedem la lansare și la 100 la lansare. Zic, cât mă? Zic, da, câte cărți vrei să scrii pe 100? Zic, păi să vorbim cu tata de sus, poate mai îmi lungește firul dacă o fi nevoie, dacă nu o fi nevoie. Eu mă declar mulțumită. Consider că am făcut tot ce am putut ca să devin un om întreg, pentru că scopul la tot ce fac eu este să-mi iau revanșa față de copiii mei, pe care eu nu i-am putut crește corect din cauza bolii care m-a afectat, depresia care am avut-o peste 10 ani. Și normal că ei au fost foarte greșit formați și marginalizați și ne luați în seamă, pentru că eu stăteam tot timpul în pat și atunci... Mi-am dorit foarte tare să trăiesc o viață corectă și normală ca și ei să fie împliniți, să ierte și să ne întâlnim cu drag. Și să ne întâlnim cu drag când ne întâlnim, da. Și să știți că se întâmplă lucrul ăsta și încet, încet vom recupera tot. Altceva vreau din toată inima să felicit pe toți colaboratorii care au scris în carte, pe Dorina Ursu, terapeut nutriționist, care a scris despre 7 ani și 9 luni, o să vorbească ea despre asta. 7 ani și 9 luni înseamnă că un copil trebuie educat de când s-a creat, da? Da, o să spună ea mai de un număr în articolul ei. Da. După aceea îi mulțumesc foarte mult Danei Hâncu, care a scris articolul Mama unui băiețel cu ochi albaștri și o să ne spună ea care a fost viziunea. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Claudia Gălățeanu, care este colega mea la școala specială Emil Gârleanu, care a scris despre relația părinte-copil. Am o colegă la școala Emil Gârleanu care a scris despre creșterea copiilor speciali. Și sunt foarte... Doamna Ileana Tâncabă, care acum o văd și îi mulțumesc foarte mult. Dânsa a zis că e răcită, dar a scris despre adaptarea copilului la grădiniță și este un subiect care chiar interesează foarte mult lumea, pentru că micuții nu se adaptează. Și o invit lângă mine, pentru că acum am zărit-o, pe Claudia Topciu, fata de la care, te rog frumos, fata de la care a început toată aventura cu financiară, pentru că în aceste cărți stau niște bani ascunși, mulți. Și ea este o mămică a două fetițe, a scris în picături de suflet în contul înțelepciunii tale despre căsătorie. O femeie care
are un scop în viață, creșterea copiilor, la fel cum am scris și eu, într-o familie unită. Ea face tot ce poate împreună cu soțul ei, Daniel Topciu, ca să-și crească copiii în mod cât mai armonios. Ei merg la cursuri despre creșterea copiilor, merg la conferințe, deci pasiunea lor este copil, creșterea copiilor. Cu viziune modernă. Cu viziune modernă, clar. Da, clar, da. Mulțumim. Haide tu. Zici, da, zici ce. M-a scos la tavă. Am zis că m-aș așez acolo în ultimul rând, nu mă vede, stau bine, nu zic nimic. Acum te-am văzut. Tot ce pot să spun este că nu am citit, habar nu am citit. Scrie în această carte. Dar o să citești. Da, clar. Mi-a spus doamna Aurelia așa la telefon, și ce scrie și unde și așa, și explicându-i prin ce trecu cea mică că nu vrea la grădiniță, mi-a zis că, draga mea, este un articol foarte bun. Trebuie să-l citești. Așa că voi citi este pentru prima oară această carte. Deci asta chiar nu știu ce scrie în ea, sunt tare curioasă și mă bucur tare mult că am putut să fiu aici. Și eu mă bucur tare mult. Dai. Așa că dau cuvântul primei doamne care... Nu? Da, numai un pic. Înainte de a vorbi colaboratorii, vreau să spun că în seara asta voi face o donație de 5 cărți, ești mai puternic decât crezi. Actele sunt deja făcute. Vreau din toate inima să... Nu rămâne decât să-i mulțumim și să o aplaudați de generație. Da. Da. Contează foarte mult să avem ce citi și contează foarte mult să citim lucruri care să ne inspire. Mulțumesc mult. Încă o dată aplauze, că merită. Asta s-a legat la toate. Bună seara, vă salut și eu. Eu sunt Dorina Uțu. Din ce știu, nici eu nu am citit cartea, dar din ce știu eu, articolul meu deschide cartea. Se numește 7 ani și 9 luni. Cu toții știm cât de importantă este perioada aceasta de 7 ani în creșterea unui copil. În schimb, mai puțină atenție acordăm acelei perioade de 9 luni, perioada intrauterină, care influențează foarte mult viața copilului de după naștere. Atenția cea mai mare trebuie acordată, practic, emoțiilor mamei din timpul sarcinii. Am să curtez, am să punctez câteva lucruri. Nici articolul nu este foarte vast, pentru că teoria este foarte multă și tratează lucrurile atât din punct de vedere energetic, spiritual, fizic, psihologic și e mult, mult de scris. În schimb, m-a preocupat pe mine această perioadă de 9 luni, înainte de a rămâne eu însărcinată, practic. Cineva m-a făcut atentă pentru pregătirea, cum te pregătești, practic, pentru a avea un copil. Și atunci chiar am studiat, am citit mult pe această temă. Revin la ceea ce ar trebui să facă mămica, ar trebui să acorde mult mai multă atenție felului în care gândește, trăiește, cum își gestionează emoțiile pe această perioadă a sarcinii. Și deloc de neglijat este și partea de viață, partea de educație, partea de autoeducație a vieții de dinainte de a ne hotărâ să concepem un copil. Militez foarte mult, că partea de educație modernă, ca să spun așa, militează acum foarte mult pe acea parte de conștientizare, să facem lucrurile mult mai conștient, nu că s-a întâmplat sau vedem noi ce facem după. Contează foarte mult cum așezăm lucrurile cu mult înainte. Și asta se reflectă, să știți, nu numai în calitățile pe care le dezvoltă copilul ulterior, se vede foarte mult și în partea de sănătate. Se reflectă foarte mult, să știți, în partea de sănătate a copilului. Acum, teorii despre creșterea copiilor, să știți că sunt foarte multe. Eu sunt absolventă de psihologie, vă dați seama, înainte să am un copil, eram ferm convinsă că sunt pregătită și că știu tot. Teorii, cred că cunosc pe partea de educație și autoeducație până la 100 de ani. Experiență, să știți că nu am decât până la 3 ani și 5 luni, nici măcar nu îndrăznesc să spun 3 ani și jumătate, pentru că nu știu ce provocări îmi lansează următoarea luna copilului meu și s-ar putea să mă găsească nepregătită. Vă menționez asta pentru că vreau să atrag atenția
asupra atenției, repet, da, pe care o acordați copilului dumneavoastră. Copilul trebuie ascultat, nu numai el să ne asculte pe noi, bine, ascultat, înțelegeți modul la care spun, da? Trebuie îndreptată atenția foarte mult spre ceea ce ne comunică el că are nevoie și nu ceea ce credem noi că ar avea nevoie. Sau mulți părinți greșesc în momentul în care nu fac diferența între real și ireal, ca să numesc așa. Copilul trebuie să fie sau este așa cum își doresc ei. Nu, copilul este așa cum este el. Și atunci noi trebuie să conștientizăm și trebuie să vedem adevăratele nevoi ale copilului, adevărata lui personalitate, nu ceea ce vrem noi să îi impunem. Eu vă spun sincer, am un mic monstruleț acasă. Mi-a demontat toate teoriile despre creșterea copilului, parcă pentru asta a venit. Așa, să mă înțelepțească el pe mine și să mă conștientizeze că nu am întotdeauna dreptate. Sunt convinsă că am să-i fac față, e mare provocare. Și ce-mi doresc sincer pentru el, apropo că s-a menționat la un moment dat despre educația nouă, cei mai mulți dintre noi cred că suntem victimele propriilor noastre familii pe parte de educație. Mulți dintre cei care ne înconjoară au uitat de acea latură de autoeducație și au rămas acolo. Parte dintre ei au reușit să depășească momentul, parte dintre ei, probabil cu voia noastră sau fără voia noastră, nu mai intoxică frumusețea zilelor noastre, ca să spun așa. Deci deloc de neglijat partea cu educația. Eu sper pentru Aurelia acesta să fie doar un prim volum, pentru că subiectul este vast. Și nu-i doresc decât inspirație pentru a comunica și pentru a transmite ceea ce ne este de folos nouă ca și părinți. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru colaborare, mulțumesc pentru toate spațiile, mulțumesc pentru toate. Cine ar trebui să mai dea un lucru? În seara asta e mulțumesc cu prins, așa lucru dacă rezistați, vă să-mi descurcați de luați ca atare. M-am tot gândit așa ce să spun despre carte, despre evenimente, când mă rog, am vrut să spun câteva cuvinte și am căutat să fie așa ceva wow. Dar de când no. Și atunci am zis să mă duc în momentul în care am început să scriu așa câteva rânduri pentru carte și practic m-am dus în inimă, cam așa cred că am făcut toți, cei care am colaborat la carte. Am scris de acolo. Am fost câte un pic din sufletul nostru pentru a vă da informații de calitate. Eu am scris din toată experiență. Profesionalul este de jurist, nu are nicio legătură cu psihologia, dar am simțit nevoia de a vă da vouă din sufletul meu, din experiențele mele, din relația mea cu băiețelul meu. Și atunci am pornit de la ideea de a-mi cere iertare față de propriul copil. E un mare lucru. E un mare lucru, este foarte greu, dar în același timp este o foarte mare ușurare. După care m-am gândit așa ce ar mai trebui să prindă cartea, ce am mai trăit eu de-a lungul timpului. Băiețelul meu are aproape 8 ani. Mulțumesc frumos. Experiențele sunt foarte multe, este un copil foarte energic. În fiecare zi mă oferă tot felul de surprize, plăcute într-un final. Așa încât că aș vrea să luați această carte așa cum este ea. Nu are pretenția de a fi un manual. Eu cel puțin așa cred lucrul ăsta. Este ceea ce am trăit noi fiecare. Dumneavoastră, dacă vă regăsiți în ea, este în regulă, dacă nu, vă rog să căutați în continuare, așa cum am făcut noi toți ceilalți, să întrebați, să apelați la un psiholog dacă simțiți că aveți nevoie, la un preot, la un prieten, la altul, cine simțiți că vă este apropiat sufletului dumneavoastră, să citiți mult, să vă informați. Dar nu în cele din urmă să vă ascultați într-adevăr copilul, efectiv să stați în gând să-l ascultați. Poate nu întotdeauna spune niște lucruri extraordinare, dar din când în când se întâmplă să vă spună și adevărul. Iar ceea ce recomand părinților este să porniți de la trei principii esențiale în relația cu propriul copil.
oferiți multă iubire, dar foarte multă iubire, calm, extraordinar de mult calm și respect copilului dumneavoastră. Asta cere, el asta oferă. Iar dacă îmi permiteți, am să citesc câteva fragmente din carte. Mie mi s-au părut a fi esențiale. Fii tu un exemplu în ceea ce înseamnă empatie. Fii înțelegătoare cu cei din jurul tău și încearcă să-i ajuți. Copilul va copia cu comportamentul și îl va adapta la nivelul lui. Cei 7 ani de acasă nu echivalează cu asimilarea bunelor maniere într-o formă mecanică robotizată, ci să simtă. În primii 7 ani de viață, copilul privește, analizează și concluzionează. Rezultatul îți va aparține în mare parte. Copiii noștri, într-adevăr, sunt oglinzi la noastră. În fiecare zi, când ne uităm la ei, ne vedem pe noi. Nu e vecinul, nu e prietenul, noi suntem acolo. Sunt copiii noștri, cu primul 7 ani, cel puțin sunt noi. Noi suntem universul lor. Noi în casă cresc. Și atunci, e normal că îi influențăm într-o proporție foarte mare. Eu cam atât am avut și vă mulțumesc pentru oportunitate. Să lucrez cu partea tânără, pentru că generația asta pur și simplu ne dau lecții de viață. Sunt fete deștepte, Anca este elevă la... Anca. Ți-am pasat. Mă numesc Robert Anca și pot să spun că sunt aici cu tot sufletul și cu toată inima. Nu pentru că de-a lungul timpului între mine și doamna Prosopetia s-a legat o anumită legătură, ci și pentru că am fost martor acest proces de creații, am văzut câtă muncă și cât efort a creat după ea această carte, cât a durat concretizarea acestui vis. Și pentru că se poate citi entuziasmul privirea dumneavoastră, nu o să mă abțin nici eu să abțin acest entuziasm de a pune întrebări, dacă vedeți. Da, ia-i cu întrebările, să știți. Și am provocat-o să pun întrebări, pentru că e foarte deșteaptă, l-a pus întrebări. Da. În primele două cărți, dumneavoastră mă turisit faptul că nu ați beneficiat de o educație de calitate, că nu ați fost pregătită să fiți un element activ în viața socială și că nu ați fost încurajată să vă dezvoltați partea asta de stimă de sine și încredere în forțele proprii. Cartea, din câte pot eu să observ, chiar asta țintește, și anume instruirea tinerilor și încurajarea lor să dobândească suficient încredere în sine, să-și formeze anumite principii și valori. Tocmai de asta vă și întreb, cât de greu a fost să vă confruntați cu aceste, să tratați aceste probleme cu care v-ați confruntat în copilărie și de unde ați găsit suficientă forță încât să nu fiți răvășitări emoțional? Ca de obicei am să-ți spun o bună întrebare, pentru că în interviul care mi l-a luat, mereu îmi aduce o întrebare de rămâneam în mintea mea, pentru că nu se vedea pe față și mă gândeam, wow, de unde scot răspunsul, știți? Pentru că dacă nu ești pregătit într-un interviu, noi nu suntem pregătiți acum. Habar n-am ce a spus ea acolo. Dar în momentul în care ți se pun întrebări și la televiziune și oriunde, mi se pun întrebări așa, ca un joc de minci, mintea mea este foarte alertă și caută răspunsuri, pentru că nu știi unde le vei găsi. Anca, tu ai fost parte din proiect, ai văzut și cartea în formă brută, ești ea acolo, pe undeva, prin sufletul acestei cărți, dar tu ai spus că n-am fost răvășită emoțional. Ba, cărțile astea mi-au dus înapoi tot trecutul, în suflet. Ba, de multe ori am plâns, ba, de multe ori am zis, nu mai fac, nu mă mai interesează, dar totuși, așa răvășită cum am fost, am zis așa, dacă eu am suferit atât de mult, aș vrea să dau mai departe celor din jurul meu tot ce am acumulat și tot ce am citit, ca să nu se mai repete tragediile acestea, pentru că pe mine tragedia aceasta m-a costat 10 ani din viață și chiar mai mult, și atunci am zis așa,
hai să ne reorientăm, să ne reorganizăm mintea, să gândim pozitiv, să ne iubim unii pe alții și să nu mai repetăm greșelile părinților. Eu nu mi-acuz părinții, pentru că în 1957, vă dați seama că ei erau niște oameni limitați, n-aveau de unde să aibă cultura noastră, internet și așa mai departe. Eu mi-am iertat, dar nu pot să trec peste consecințe, pentru că consecințele vor merge cu mine în veșnicie, deci ele acolo sunt. Dar mi-e milă de copiii care, prin care trăiesc astăzi în școli și văd aceleași, aceleași greșeli. Și atunci am spus așa, eu fac cât pot, voi faceți mai departe, voi trage semnale de alarmă atât cât îmi permite mie statutul, să nu mai facem greșelile din trecut, să ne orientăm spre o gândire pozitivă, spre valori moral creștine, spre principiile lui Dumnezeu, pentru că acolo în principiile lui Dumnezeu sunt puternice și clare, să ne respectăm copiii, cum și ei trebuie să ne respecte pe noi, dar asta ține de comunicarea între noi ca și membrii familiei. Eu n-am avut modele pentru că așa a fost. N-am ce să fac. Asta, așa mi-a dat Dumnezeu, doi părinți. Ei au avut calități extraordinare, dar educația așa a fost atunci. Și cu cât am înaintat în a scrie cărți, normal că mi-au venit lucruri din meseria mea. 38 de ani de muncă. Eu am văzut foarte mulți copii crescuți greșit, de mămici, de bunici, mămicile plecate la muncă, tăticii plecați la muncă. Deci am acumulat foarte multe exemple practice. Și de aici am zis așa, haide să facem o resetare mentală al oamenilor și cine dorește poate să-și crească copiii foarte frumos așa cum trebuie, cine nu este partea lor, partea lui de vină. Da? Este un articol foarte frumos, am nevoie de tine, tată. Sunt foarte multe familii monoparentale. Unul a plecat la muncă și s-a uitat să mai vină acasă. Sunt familii foarte dezmembrate în România. Vă spun, în Facebook îmi intră o grămadă de persoane care îmi dau tot felul de experiențe negative. Nu știu să-i ajut, deoarece au niște situații foarte triste. Și atunci mă rezum doar la câteva lucruri care pot eu să le spun și atât. Pentru că acolo sunt drame care nu s-au întâmplat într-o zi, s-au întâmplat pe parcursul unei existențe. Deci viziunea mea este educație cu dragoste, educație cu dragoste necondiționată și foarte multă credință în valorile moral creștine. Altfel nu merge. Eu vă spun foarte clar, altfel nu merge. Dacă nu-L avem pe Dumnezeu de partea noastră, nu avem pe nimeni. Și atunci e bine să citim cartea, pentru că foarte mulți oameni au venit cu experiențe, cu documentații. Eu am și pus pe Facebook o grămadă de cărți pe care le-am citit și toate duceau spre același lucru. Dragoste și Dumnezeu, dragoste și Dumnezeu. Zic, mă, nu sunt eu plecată, au plecat cu toții. Deci e clar, copilul se hrănește din ceea ce spunem noi. Orice cuvânt, orice faptă, orice atitudine, copilul o ia. Și, cum a zis Dana, te uiți în oglinjoară și îl vezi, pur și simplu. Și atunci, deci eu nu sunt o mamă extraordinară, pentru că nu sunt. Dar am zis așa, mai bun, n-am fost eu. Dar hai să facem noi de acum încolo. Copiii tineri, fetele tinere care se vor căsători, să aibă o bază de unde să plece. Chiar dacă, așa cum spunea Dorina, când vine copilul, îi demontează, nu. Că tu ai fost pregătită, chiar dacă el ți-a demontat, dar ai avut ceva în cap și ai putut, în momentul în care îmi povestește cum și-l crește pe copil, eu apreciez, eu n-am avut parte de asemenea educație, da? Adică ascultăm muzică clasică, mergem în nu știu ce muzeu, mai frate, despre ce vorbim? În 1957 nu erau televizoare, deci lumea a avansat, iar noi am rămas cumva pe loc. Apropo de ce spunea cu dezvoltarea personală, toate cărțile sunt de dezvoltare personală și de motivație. Din ce n-am avut eu, vreau ca alții să trăiască mult mai conștient, nu să facem copii la întâmplare, punem stop, citim și pe urmă facem copii și
Îi creștem normal. Cam asta. Mai e vreo întrebare încă pentru mine? Nu, din păcate. Mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult. Încheierea va fi ce am scris pe spatele acestei cărți. Este ca un semnal de alarmă pentru toți cei care au pe mâini copii. Familia este mediul primar al socializării noastre. Relația cu părinții noștri este o relație extrem de importantă care marchează întreaga noastră existență. După acțiunea pozitivă a părinților, intervin educatorii, profesorii, mentorii, formatorii, fiecare cu acțiunile și cunoștințele sale, menite să ne îmbogățească în mod conștient capacitățile, atitudinile, orientările valorice și morale, dorința de a învăța și de a munci. Copilul reprezintă un context psihologic determinat de personalitatea sa, de familia în care a crescut, de mediul social care l-a încurajat și de modelele pe care le-a avut de-a lungul evoluției sale. Proiectul Educa-mă cu viziune se adresează bunicilor, mămicilor, tăticilor, tuturor celor implicați în creșterea și educația viitoarelor generații. Și mi-a plăcut mi-a plăcut un citat pe care l-am așezat pe spate. Viața este o flacără ce se stinge întotdeauna, dar recapătă scânteie de câte ori se naște un copil. Vă mulțumim! Un copil reprezintă punctul de vedere al lui Dumnezeu, potrivit căruia viața trebuie să continue.